că pe acolo a venit râul mare și... Uite aici asta, al muncitorilor, vezi? Asta nu e rău. Vedem și cine ne duce și cu cine suntem. Încet, așa. Mai încet, așa, că nu știe de astea. Da, are... O să-l închid. Nu mă zruncinea că filmez. Scap telefon. Deci aici să lucrezi pe sistemul ăsta. Mai avem la vreo 12 km pe stâmbă să lucrează. Intens pe drum. Scoate să adâncească albia râului, vezi? Că aici a venit... E baraj, nu vezi? Da, a venit peste șosea. Mamă, mamă, ce e aici? Vezi? Și apa se strânge aici și dă peste. Ulu, ia uite ce e aici. Îți dai seama, deci dacă vine o ploaie puternică, apa nu poate să treacă de chestiile astea. Și ajunge pe drum. Ia uite ce e încoace. Dar la ce e acolo? Bă, frate. Dar la rumă. Uite, și vine rapid. Aici a rupt ce vine după munte. Da, într-adevăr. Este. Dacă plouă, e pericol. Este ora 9:35 de minute. Astăzi am ajuns de vreme la stână. Acum o să plecăm, probabil. Pe la fără un sfert. Timpul se anunță frumos, cum se vede, lumea face grătare aici. Da, ca de obicei este 10 fără un sfert, parcă e un pic mai devreme decât ca altă dată. Măcar 15 minute ale care sunt bună. Bună. Hola. Hola. Să ai și tu la fel. Și voi. Stați pe loc!
să venim. Am ajuns la cascadă, pe vreo jumătate de oră, de jos, așa. Și curcubeu, ați văzut? Este curcubeu. Hai, treceți și faceți poze. Cine n-a văzut cascada să treacă la... Mai urcă și un pic. Uite pe Alexi, mai jos cu fetele. Păi fă și mie o poză. Tocmai la asta mă gândeam. Super. Poți să te rog pe tine? Da. Da, de acolo venim. O zi frumoasă, foarte frumoasă. Astăzi. Pe Valarea. Viștea și moldoveanu, aș putea spune că este cea mai frumoasă tură de moldoveanu din ultimii ani, pentru că nu este lume. Lumea nu a venit că drumul a fost rupt de viitoră și sunt doar câteva grupuri. Grupul din fața mea, mai suntem noi pe vârf, acum văd câțiva și câțiva răzleți. Asta este tot ce este astăzi pe moldoveanu. Deci suntem extraordinari de frumoși. Și ne place. Da, am ajuns la iezerul triunghiular. Cred asta, mamă, dar ce zi e azi, excelent. Și refugiu vista. Refugiu vista. Și acolo în șate, în portiță. Și grupul și lacul. Și căldarea. Ajunsesem și în portița Viștei. Pe la... Da. Păi e, lucrează. Da. Suntem pe ora 13:10.
aproape am ajuns. Și departe Moldova. Și aici vreau. 3 ore și 20 de minute. Hai, bravos! Hai, Stefania, hai! Bravo! Bravo! Bun, mai avem încă 3! Bravo! Hai cu fetele mele! Bravo! Hai, bravo! Poate 5. Bravo! Suntem și cu parapanta. Am plecat după Vista Mare, ceva lume pe Moldoveanu. Este ora 13:30. Cam așa. Și ajunserăm la spintecătură. Asta e, așteptăm. Hai, Simon, așa încet. S-a ora 13 și parapanta și 50 de minute ajungem și pe Moldo, acoperișul României, cel mai înalt vârf din România. Ia uite-l, 2544. Și am ajuns pe Moldoveanu, cei din tâi, cei care au fost în urmă. Bravo! Mulțumesc! Vă mai așteptam mult? Bravo, din ultimul! Ați ajuns primii! Ținut că Alex, faci filmul eu? Da, păi îl aștept să-i zic dacă îl mai aștept mult. Hai, deci medalie de bronz, da? Gata, facem! Am promis că îmi fac și semnul crucii. Uite că n-a venit Alex Bascupa cu mine. Vă mai așteptam mult?
Mamă, cât v-am așteptat, s-a dus și filmul. Bună, mami, am ajuns la televizor. Nu e niciun ai, să știi. Great success. Mamă, că v-am așteptat. Mai înainte? Țătara. Greu, greu. Treci că îi filmesc. Îmi pare rău, ți-am luat locul, te-ai mișcat greu. Greu, greu, nu știu, v-aș mișca greu. Vă așteptăm 2 ore aici. Cum a fost drumul? Foarte. A mers liftul? Mers, a mers super. Bravo. Ce-a meritat. Hai că data trecută a fost mai aproape acolo, un mutat. Este ora 14:30 și plecăm după vârf. Asta am făcut poze. Și ziua de azi, superbă. Hai, treceți! 1, 2, 3. Am spus că am numărat... Ne-am numărat pe toate și tu ești a 20-a. E perfect. Să-mi faci o poză din profil, așa. Pe aici o iei pe oriunde, numai să nu aluneci. Da? Pe acolo ipoteca pe la voi. Pe la Maia, pe în stânga. Da. Mai interesant pe bolovan, nu? 40 de metri și se cheamă Roșu și bifează-l că ai fost pe el. Dacă te întreabă cineva, spui, băi, am fost și pe Roșu, mă, la 2440 de metri. Asta le-am zis și eu. Da. Da.
Este ora 3 și coborâm după Vârful Roșu și vom urca pe Galbena. Hai, treci. Așa. În București și-a găsit rezolvarea. Până la jumatea muntelui e grupul nostru, mă. În curând ajungem și pe Vârful Galbena, la 2419 metri. După ce am urcat de aici, din Șeuță, Roșu, Moldovean. Și pe aici în spate undeva e viște. O priveliște a vârfurilor Făgărașului, cum rar vă poți vedea. Este foarte frumos afară și pe partea cealaltă, de la Moldoveanu, în stânga mea, uitați, o ferie de creste, de vârfuri. Da? Am ajuns și pe vârf. Galbena. Ne-am plecat după Galbena, este 15:30. Da. Probabil am face o 2 ore până jos. Și în grup. Lacul Galbena. Am ajuns și la el. E roșu aici pe margine. Și versantul lui care îl podobește, să zic așa. Păi mă rog, asta are și ea aluminiu, siliciu. Depinde cum s-a... Când s-a răscolit pământul ăsta. Am plecat și de la lac. Ne adăpăm puțin, mi-e sete, vară, cald. Văd că l-au marcat de curând traseul, să văd foarte bine crucea albastră pe care mergem acum. Și în dreapta și în stânga sem, și în față vreo două. Da, e bine și așa. Se putea și mai bine cu stâlpi, da. Dacă nu avem bani, facem și cu vopse. Apusul pe cresta Făgărașului. Pe noastră. Și în general ajungem din nou la acea coborâre care este cam hardcore așa, prin jepi.
este. Și zice așa crucea noastră. Și Valerea Moldova. Aici, this way, please. Hai, coborâți, coborâți, că mișcarea e bună. Ia uite și pe Iisus acolo. A apărut și ursul pe aici prin desiș. Și fetele cântă acum. A fost un grup mai devreme și au dat cu petardă. Auziți-le cum cântă. Stăm grupați ca să nu rămână cineva individual. Cântă fetele în continuare. De dragul ursului cântă fetele în continuare. Să nu vină. Așa. Ia uite. De ce? Bravo! Da, mai avem puțin pe la rus, pentru că suntem pe la 1400. Trebuie să ajungem la stână la 1250. Suntem grupul compact, mergem în continuare cu spray-urile în mână de urs. Toată lumea are spray-ul de urs în mână. Și cântăm! Hai, cântați! Hai, cântați! Make some noise! Oho! Hai! Copii și frați, stați puțin și nu mânați! Lângă voi vă alăturați și cuvântul ne ascultați! Se noiește! Lugușorul se pornește! Și ursul! Ursul a plecat! Și mai zi, ia mai mânați, bă! Este ora 17:40, mai avem puțin. Asta e. A durat un pic. Este ora 6:10. Mai avem puțin până jos, vreo 150-200 de metri de nivel. Mergem mai încet. Mamă, cum e pomul ăsta aici, uite-l. Da. Asta e element de tortură. Da. 8 ore și 30 de minute până aici. Asta este azi. Atât s-a putut. Da, suntem la final de tură. Bravo! Bravo! Ia. Mulțumim! Din păcate s-a terminat. Mamă, ce puternică ești, Doamne! Duci doi rucsaci? Făi de mine! E al cui? E al fetei cu genunchiul? Duc și pe mine, da. Mm-hmm. Dar n-ai găsit un băiat? Băieții din ziua de azi. Înseamnă că tu ești un adevărat bărbat. Corect. Și restul grupului. Acum, accidentat cum vine. Bravo!
Bravo! Bravo, băieți! Bravo, fetițe! Da. Mai facem. Așa cu zâmbișul. Așa, da. Să se arate că ești fomistă. După tură. Mai e cineva după tine? Ai mai alunecat? Ai alunecat, a? Da. Trebuie să iei alți bocanci. Da.